Da, e un karaoke nu-s bun. Ce-ai? Păi pe ușă. O să mai aici pe jos. Mai fie de bine. Da. Așa, am scurt în două săptămâni, dar... La ce? Da. Nu înțeleg. Două săptămâni ce? De terapie intensivă a trecut de 400. Timp de aproape 2
Acest brânci a avut ar fi mod logic să mă gândim că este un lucru că dacă voi dați distribuția din regiunea din țară, iar că tot sigur că tot a fost jos. Dar nu înseamnă numai Constanța sau Brașov. Sunt și alte zone care nu au legătură neapărat ca destinații de concediu. Alea la ultimile etasele le-am pus pe ușa. Sunt până Argeș, Dâmbovița, în afară de zonele clasice, Constanța și Brașov. Potrivit medicului Marinescu, guvernul trebuie să găsească echilibrul între măsurile de relaxare și cele de prevenție. În ultimele săptămâni nu reușim să facem nimic legat de asta, ba din potrivă, atunci probabil o să vedem și o scădere și o să vedem și o conviețuire, o putem numi armonioasă pe care nu o avem. Ai întârziat? Oamenii în perioadă de vară, somnul și-o. Au fost niște lungă. Te-am văzut, somnul și-o. Se întâmplă așa. Mecanismul se potență. Tot ce înseamnă zona aglomerată ar trebui evitat. De aia și vorbim de mască în spațiile deschise, nu în mutate. Dacă distanțarea nu există, masca ne trebuie, este în mod obligatoriu. Manifestanții antiguvernamentali din Bulgaria au blocat autostrada care face legătura între Sofia și Culata, singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia. Oamenii au permis însă din când în când trecerea mașinilor. Traficul a fost blocat și în centrul Sofiei, unde manifestanții au instalat corturi în mijlocul străzii. Protestatarii cer ca premierul Boyko Borisov și procurorul general să demisioneze pe motiv că cei doi reprezintă interesele oligarhilor, nu pe ale populației. 60% dintre bulgari susțin protestul, iar 45% cer demisia premierului, potrivit unui sondaj recent de opinie. Cursa de Formula 1 de la Silverstone este în plină desfășurare. Competiția e difuzată în direct de Digi Sport 1. Ovidiu Pețenghe. La 16 și 10 minute se dă startul la Silverstone. Este a 7-a clasare pe prima poziție pe grea de start pentru Lewis Hamilton pe circuitul de casă, iar colegul de la Mercedes, Valtteri Bottas, se află pe aceeași linie, dar cu o clasare la peste o secundă de pilotul Red Bull, Max Verstappen. În aceeași linie cu olandezul se află pilotul Ferrari, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, care s-a arătat nemulțumit de monopostul Ferrari. În antrenamente și în calificări se clasă pe locul 10. În cursă de astăzi este anunțat un direct între piloții Mercedes și puțin imediat după start. Vreme frumoasă și cer variabil în cea mai mare parte a țării, cu totul izolat la munte, sunt de așteptat ploi de scurtă durată și în această după-amiază. Maximele termice între 23 și 32 de grade. Cât despre calitatea aerului, ea este considerată bună la această oră în Reșița, Tulcea și Oradea și foarte bună la Mangalia și Craiova, potrivit site-ului calitateaer.ro. 16 și 6 minute, sunteți cu Alice Tudor la Digi FM. Mulțumim pentru informații, Filip. Noi ne întoarcem la muzică și începem ora cu Topic, Breaking Me, John Legend, All of Me și David Guetta cu Bibi Rexha, Say My Name și rămânem împreună până la 8 în weekend la Digi FM. Mai tare, că au intrat pe țări pe tine. Cu o lege nesatoare.